nască și să crească, să ne mântuiască. Există un lucru care îl observăm în icoanele noastre țărănești, un lucru care se observă odată și la mari poeți, la unii mari poeți, cum ar fi la Ioan Alexandru, la noi, la Boris Pasternak, al rușilor, și la Rilke, chiar la germani, mari poeți. Faptul că scena devine a ta, devine una de la tine de acasă. Deci nu este ceva care s-a petrecut acum 2000 de ani într-un loc și aparține locului acela. E un lucru care ne aparține tuturor și care este actual. Este de acum, de astăzi, din momentul în care fiecare trăiește momentul și se exprimă în legătură cu el. Și atunci vedem cum peisajul, arhitectura din icoanele țărănești este cea de la noi. Și lucrul ăsta se întâmplă la noi acum. De altfel, toate cântările, sau multe dintre cântările pe care le avem în biserică, în legătură cu nașterea Domnului, pentru sărbătoarea asta, care începe să fie cântată de altfel cu mult înainte, de pe la începutul decembrie, încep cântări care tot o vestesc și o te pregătesc pentru ea, foarte frumoase de altfel, în același spirit de bucurie copilăroasă, dar și foarte cu un sentiment al tainei foarte puternic, cu un impact așa poetic, extraordinar. Deci aceste cântări, de multe ori spun, astăzi, așa, astăzi s-a născut Hristos, așa e și tot, astăzi s-a născut Hristos, acum a coborât pe pământ, acum se întâmplă toate lucrurile acestea. E un prezent continuu în creștinism, nu există ceva care s-a întâmplat și noi ne aducem aminte din când în când, cum se întâmplă cu sărbătorile celelalte, multe din sărbătorile, să zicem, laice, pământești. S-a întâmplat ceva, unirea, să zicem, celor române la România Mare la 1918 și noi tot comemorăm în fiecare an, facem ziua națională, dar nu trăim cap în prezent. Ba parcă ne distanțăm de multe ori de momentul ăla. Pe când aici este un lucru prezent. Și acum și la înviere și în general în tot ceea ce ține de sărbătorile creștine. Alaiul, care este un alai sacru și care este vestitor și propagator al bunei vestiri și al sărbătorii, literalmente umblă pe pământul întregului sat și intră din casă în casă, casa care în acele zile este un soi de templu. E o casă pe care și prezența colindătorilor o sfințește. Când colindătorii, lucru la care eu și nu sunt singurul, dar mie o țin foarte mult, este să mă gândesc la acei colindători care intră în casa omului și spun că vin direct din Betleem, asta face parte din textul colindului pe care îl cântă, că au fost ei înșiși martori ai nașterii lui Iisus și vin să aducă vestea cea bună în calitate de martori. E bine, ai spune că lucrul ăsta ține de ficțiune literară, că e o transpunere literară într-o altă lume. Nu este numai atât, e și asta fără îndoială, dar este accentuarea unui fapt, și anume, colindătorii sunt cei care instaurează, care aduc, care produc în mare măsură sărbătoarea și o produc în fiecare casă. Fiecare casă este care îi așteaptă, e pregătită să întâmpine vestea cea bună, pregătită să fie sfințită de prezența colindătorilor sau sacralizată de prezența colindătorilor. Minunat ar fi ca noi, astăzi, ca și cei din vechime, care nu aveau atâtea ispite, adevărat, atâtea ispite informatice, atâtea ispite fine în lume, da? Să pornim bucuria noastră în jurul acestei icoane și a înțelesurilor ei. Și icoana, sigur, că unde o găsești? O găsești, bun, la noi la muzeu, cu țăranului o găsești, dar poate nu-i locul cel mai potrivit. Când am ajuns să punem icoanele în muzeu, înseamnă că societatea începe să aibă îndoiel că poate să ducă mai departe anumite lucruri și trebuie să le conserve ca să fie mărturie. O găsești în biserică, o găsești la tine acasă, da?
poți să ai niște albume frumoase cu icoane. Și e un moment în care poți să te uiți, să te bucuri și să-ți pornești, cum spun, bucuria de aici. Și pornind mai mult decât de la alte lucruri, care sunt și ele, cu rostul lor și cu frumusețea lor, cum e bradul, cum știu eu ce mai sunt, toată masa de Crăciun, dar totul exact ca la țară. Vine Părintele cu icoana înainte, îți vestește ce urmează și tu pornă ziua de Crăciun, eventual și a doua zi și a treia zi de Sfântul Ștefan, așa era rânduia la veche, totul ținea măcar 3 zile, la biserică. Acolo te întâlnești cu icoana și este icoana care o vezi, zugrăvită, este și icoana în cuvânt, care sunt Evangheliile, și în fond orice liturghie repetă drumul ăsta de la naștere, se face acolo un proscomidiar, să zicem, ceva care înseamnă nașterea lui Hristos, o slujbă, o rânduială, rugăciuni și se ajunge, sigur, până la Golgota și la Înviere. Așa se sfârșește liturghia. Și biserica și satul urmează biserica imediat, trimitea de la nașterea asta la nașterea cea de-a doua, la botez, la boboteză, care iarăși are o mare încărcătură și un dramatism în viețuirea satului, mai mult decât la noi, la oraș, adică acolo se căuta o apă și în jurul acelei ape, cumva iarăși se aducea la noi, în locul respectiv, în ziua de astăzi, ceea ce se petrecuse la Iordan, acum, noi spunem așa generic, mereu 2000 de ani, ca să nu ne încurcăm cu numărătoarea.